La 40 de zile după înviere, comunitatea catolică din Ierusalim s-a adunat pentru a celebra solemnitatea înălțării în locul de unde Iisus s-a înălțat la cer. Pe 22 mai, în sanctuarul franciscan de la Câmpul Păstorilor, binecuvântarea începerii lucrărilor de construcție a capelei croate. La Tel Aviv, comunitatea catolică de migranți a celebrat sărbătoarea Sfintei Maria cu titlul Fecioară Vrednică de Cinste. În Beit Zahur, câteva mame de copii cu dizabilități au fondat Al-Malat, un centru pentru persoanele cu nevoi speciale. În conventul salezian de la Cremizan a fost celebrată Ziua Pământului și a fost inaugurat un loc de joacă pentru copiii din guvernoratul Betleemului. Ne aflăm pe Muntele Măslinilor din Ierusalim. Pe vârful său sudic se află locul unde, conform tradiției, Iisus s-a înălțat la cer la 40 de zile după înviere. Conform Faptelor Apostolilor, Iisus s-a înălțat la cer în fața ucenicilor săi. Un nor l-a învăluit, încât ochii lor nu-l mai puteau vedea. Prima biserică a fost construită aici în 378 pentru a comemora acest eveniment, apoi a fost distrusă și ulterior au reconstruit-o cruciații, care au căutat să păstreze arhitectura originală, o structură octogonală. După înfrângerea cruciaților de către armata sultanului Saladin în 1187, acest loc a devenit proprietatea musulmanilor. În fiecare an, franciscanii, creștinii locali și pelerinii celebrează aici solemnitatea înălțării lui Iisus. În mod tradițional, celebrările încep miercuri după amiază, cu intrarea solemnă a franciscanilor, recitarea vesperelor și procesiunea care înconjoară de 3 ori locul înălțării. După vigilia nocturnă, celebrările euharistice continuă pe tot parcursul nopții. Am vrut să celebrăm dând mai multă demnitate acestui loc. Am primit donații din Madrid, de la centrul Terra Santa și am reușit să cumpărăm niște țesături deosebite care au fost cusute și pregătite la croitoria custodiei. Astfel am dat mai multă strălucire acestei celebrări atât de speciale în Ierusalim. În dimineața zilei de joi, ziua în care Biserica din Ierusalim celebrează înălțarea, a avut loc o liturghie solemnă prezidată de Părintele Dobromir Iaștal, vicar al custodiei Țării Sfinte, care în predica sa a vorbit despre înălțare ca fiind momentul final al vieții pământești a lui Iisus, trecerea sa din dimensiunea istorică în dimensiunea care depășește istoria, trecerea sa din istorie în glorie. L'ascensione e praticamente la consegna dell'opera della redenzione. Înălțarea este predarea lucrării de răscumpărare către ucenici. Tot ceea ce a făcut Iisus, tot ceea ce a învățat, este înmânat ucenicilor. Discipolilor de atunci și celor de astăzi le este încredințată lucrarea de răscumpărare împlinită de Iisus, care trebuie comunicată fiecărui frate pe care îl întâlnim. Pentru prima dată am putut participa aici la celebrările din Ziua Înălțării. Ieri a fost foarte frumos. În momentul în care am început rugăciunea vesperelor, concomitent a început rugăciunea musulmanilor. Doar aici, în Ierusalim, putem înțelege că Dumnezeu este unul și că toți îl iubim pe același Dumnezeu și că putem trăi în pace în numele Lui. Lo stesso Dio e che possiamo vivere in pace nel suo nome. Continuă lucrările de reabilitare la sanctuarul franciscan Câmpul Păstorilor. Obiectivul specific misiunii custodiei Țării Sfinte este de a adapta locul la nevoile comunității creștine locale și la primirea pelerinilor.
În acest context, la 22 mai, Monsignorul Marin Bareșić, arhiepiscop emerit de Split-Makarska, a binecuvântat terenul și au început lucrările de construcție a capelei croate, dedicată Sfinților Ieronim și Nicolae Taverici. Capela este finanțată de Guvernul Republicii Croația. It was our desire to give a part of our heart to the people and to the pilgrims. Era visul nostru să oferim o parte din inima noastră pelerinilor din întreaga lume. Nicolae Tavelić este primul sfânt croat care a murit în 1391 în Țara Sfântă. Ca popor croat, avem această legătură cu Țara Sfântă și suntem foarte fericiți că putem ajuta la construirea acestei capele, mândri că suntem croați aici în Țara Sfântă. Custody of the Holy Land to build a chapel. Proud to be Croat here in Holy Land. Continuăm să dezvoltăm locuri pentru a primi turiștii care sosesc din toată lumea. Astăzi am pus piatra de temelie a capelei croate pentru a-i primi mai bine pe pelerinii din această țară. Aceasta întărește rolul turismului și se reflectă în mod pozitiv asupra societății și a economiei noastre, puternic afectate de pandemie. Proiectul de reamenajare de la Câmpul Păstorilor include mai multe etape. Prima, aproape finalizată, a dus la construirea unui punct de primire pentru pelerini, iar cea de-a doua, în curs de desfășurare, prevede construirea a 10 capele pentru a oferi pelerinilor un spațiu pentru rugăciune și meditație. Nu este vorba de faptul că am ales o țară sau o națiune. Pur și simplu, atunci când au vorbit despre proiect, mai mulți comisari, preoți și pelerini au spus de la început, vrem să ajutăm. În cazul Spaniei, unii arhitecți și profesioniști s-au pus la dispoziție și au realizat primul proiect. Cu frații din Croația a existat un dialog și au spus și ei, vrem să ajutăm. Apoi, o familie arabă a auzit despre această inițiativă și a spus, vrem și noi să facem ceva, iar ei vor finanța capela Preasfântului Sacrament. Proiectul beneficiază de sprijin financiar, atât local cât și internațional. Diversi binefăcători din Polonia, Brazilia, Portugalia și chiar Coreea au oferit ajutor material, dar mai e nevoie de susținere financiară. Doritorii pot trimite donații, există un cont deschis pentru acest proiect, pot scrie, pot contacta Custodia Țării Sfinte, pot anunța că vor să participe la acest proiect și să ofere ceva. Faza a treia a proiectului presupune crearea de spații de activități spirituale pentru tineri. Dăruind, primești bucurie și fericire și este o bucurie specială să dăruiești pentru acest loc unde îngerul a anunțat păstorilor nașterea lui Isus. Fecioară vrednică de cinste este unul dintre titlurile Preasfintei Fecioare Maria. La Tel Aviv, în centrul pastoral cu același nume, a fost celebrată această sărbătoare. Sărbătoarea Mariei, Fecioara vrednică de cinste, este hramul acestei biserici din partea de sud a Tel Avivului. Este singura care îi este dedicată și se află în responsabilitatea vicariatului pentru migranți și refugiați. Este o biserică total internațională. Aici se roagă singalezi, creștini de rit gays din Etiopia, credincioși din Eritreea, Africa, indieni vorbitori de Konkani, malaizieni, filipinezi și așa mai departe. De fapt, unul dintre titlurile Maicii Domnului este Fecioară vrednică de cinste și îl găsim în Vechiul Testament. În timpul liturgiei solemne au fost cântece și lecturi în diverse limbi. Celebrarea a fost prezidată de părintele Nicodemus Schnabel, vicar patriarhal pentru migranți și refugiați, și a fost caracterizată de bucurie și de culorile migranților care au purtat costume populare din țările lor de origine.
În fiecare an, migranții se adună pentru a mulțumi și pentru a cere mijlocirea Maicii Domnului, Fecioara vrednică de cinste. She is the woman who is the model of all migrants. Ea este maica noastră, este mama tuturor migranților. Ea însăși a experimentat ce înseamnă să fii migrant pe când fugea în Egipt. Acum celebrăm aceasta cu toată inima, primind toate femeile, migrantele din Israel, pentru că ele sunt cele care îi ajută pe cei din Israel, în special pe cei în vârstă și pe cei bolnavi. Așadar, putem să le numim și pe ele femei vrednice de cinste. And now, these women are also, we call them women of valor. Cine poate găsi o femeie vrednică de cinste? Ea este mai de preț decât mărgăritarele, își deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Aceste versete din ultimul capitol al cărții Proverbelor reflectă frumusețea și lupta bărbaților și a femeilor care își găsesc aici ajutorul de care au nevoie. Suntem aici pentru a-i ajuta atât din punct de vedere psihologic, cât și spiritual, când au probleme. Suntem aici pentru a-i asculta, a-i ajuta și a-i orienta. În Israel, o țară cu cel mai mare procent de muncitori migranți și de refugiați, am vrut să le creăm o casă, o casă departe de casă, o casă unde puteau veni ca să se roage, să stea împreună și să vorbească în limba lor, dar și un loc în care își puteau educa copiii, o nouă generație de copii care vorbește limba ebraică. Este un centru multifuncțional, neîncăpător pentru sutele de persoane care vin aici. La sfârșitul săptămânii, aici se oficiază 8 liturghii duminicale. Într-adevăr, sunt mulți cei care vin ca să găsească aici mângâierea Maicii Domnului. Mereu am venit aici cu toată familia mea. Întreaga familie este fericită. Good, happy, all family. Cu blândețea și curajul lor, câteva mame din Bețahur au dărâmat zidurile izolării și restricțiile cauzate de handicapul copiilor lor și au înființat organizația caritabilă Al-Malat pentru persoanele cu nevoi speciale cu vârsta de peste 16 ani. Al-Malat înseamnă adăpost și, din 2006, acest centru este un loc unde se respectă demnitatea umană a acestor copii și sunt ajutați să depășească handicapul și provocările vieții. Fiind mamă a unei fiice cu dizabilități intelectuale, după ce fiica mea a împlinit 16 ani, m-am confruntat cu probleme și greutăți în găsirea unui centru sigur care să ofere servicii și programe speciale pentru a-i dezvolta abilitățile și a o ajuta să se integreze în societate. Am întâlnit alte mame care, ca și mine, căutau centre de acest fel, ne-am unit forțele și am decis să începem propriul nostru program. Am început cu 3 elevi. În prezent, Asociația Al-Malat este adăpost pentru aproximativ 20 de persoane din diferite orașe și sate din guvernoratul Betleem. Asociația oferă asistență și sprijin psihologic familiilor, precum și programe de reabilitare fizică și psihică, bazându-se pe profesionalismul experților și al specialiștilor. Obiectivul este de a oferi copiilor abilități pentru viața obișnuită, dar și de a-i ajuta să atingă un nivel adecvat de independență și încredere în sine. Asociația Al-Malat oferă educație și formare persoanelor cu dizabilități mentale prin terapie fizică și ocupațională și un plan educațional specific. Încercăm pe toate căile să îi integrăm în societate cu ajutorul specialiștilor și să îi facem să fie acceptați și iubiți de societate.
Încercăm să facem tot posibilul pentru a găsi noi modalități de a-i ajuta pe acești tineri. Am dedicat o zonă grădinăritului pentru că trandafirii dau energie pozitivă. Ideea este să lucrăm, plantăm, creștem și recoltăm și apoi să vindem acești trandafiri. Asociația Al-Malat s-a născut din durerea familiilor care au copii cu nevoi speciale, dar existența sa este o invitație și o reamintire a responsabilității societății în ansamblu față de aceste persoane. Aducem un mesaj important, acela al apropierii față de acești oameni, adesea marginalizați. Nu este o responsabilitate ușoară, dar este o mare responsabilitate care necesită un efort colectiv. Aceste familii sunt familiile noastre, iar cele mai multe dintre ele sunt slabe din punct de vedere economic și au nevoie de ajutor real. Aceasta este ceea ce încercăm să oferim prin intermediul asociației noastre. Sperăm că tot mai mulți ne vor sprijini, pentru că scopul nu este profitul, ci să ajutăm cât mai mult posibil. Asociația Al-Malat a început ca o sămânță mică și, cu ajutorul lui Dumnezeu, a crescut și a dat rod bogat. O zi de sărbătoare pentru copii în contact cu natura. La 13 mai, în zona Mănăstirii Saleziene de la Cremizan, în Betgeala, a fost sărbătorită Ziua Mondială a Pământului. Cu această ocazie a fost inaugurat și un nou loc de joacă amenajat în prezența a 180 de copii din diferite grupuri și asociații din guvernoratul Betleemului. Noi, salezienii, suntem prezenți în Cremizan de 130 de ani și încă de la început am făcut tot posibilul pentru a oferi bucurie copiilor și tinerilor. Este încântător pentru noi să ne putem reînnoi prezența cu aceste semne de pace și împăcare. Proiectul este cofinanțat de Agenția Italiană a Cooperării pentru Dezvoltare și este implementat de mai multe ONG-uri, Voluntariatul Internațional pentru Dezvoltare, Proterra Sancta și Fundația Ioan Paul al II-lea, salezienii lui Don Bosco, Orientul Mijlociu, cu colaborarea Consiliului Serviciului Comun pentru Gestionarea Deșeurilor Solide din Guvernoratul Betleemului. Importanța proiectului constă, în esență, în spiritul incluziunii. Aceasta este o țară în care încercăm mai ales să caracterizăm diferențele, în timp ce proiectul caută să evidențieze ceea ce ne face asemănători, iar copilăria, copiii, sunt peste tot la fel. Prin joc, dorim ca ei să devină conștienți de cât de important este să respecte mediul înconjurător și, în același timp, am vrut să marcăm faptul că, în sfârșit, există un nou loc de joacă într-o zonă verde care este la dispoziția familiilor din întreg guvernoratul Betleemului. Evenimentul a fost organizat ca parte a proiectului Integrarea socio-economică a minorităților creștine din Țara Sfântă prin protejarea patrimoniului artistic, gastronomic și de mediu local. Acest proiect este fundamental, deoarece creează un moment și un loc de speranță, de recreere pentru copiii care trăiesc într-un context foarte dificil. Sunt mândru că Italia, prin intermediul Agenției de Cooperare pentru Dezvoltare, printr-o cerere de propuneri, fonduri destinate în mod special minorităților creștine din Orientul Mijlociu, a contribuit la acest efort admirabil al părinților salezieni de la Cremizan. Copiii prezenți la eveniment au fost implicați într-o serie de activități recreative pentru a crește gradul de conștientizare a problemelor de mediu și a bogăției biodiversității palestiniene. Cremizan apare atât de des în știri ca fiind un loc de divizare, un loc disputat, iar noi ne dorim ca acesta să devină o oază de pace, o oază de întâlnire, o oază de cunoaștere și, așa cum ar spune Papa Francisc, de recunoaștere a faptului că avem o casă comună.
un loc în care tinerii pot crește în această simbioză cu natura, între ei și, de ce nu, și într-o relație bună cu Dumnezeu. La solidaritate fra di loro e magari anche nel buon rapporto fra di loro con Dio.